Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vă invit la zodiile pentru luna septembrie, pentru dragoste, special pentru luna septembrie. Voi citi energia cărților, indiferent dacă dumneavoastră sunteți singuri sau nu, eu voi citi energia cărților. Pentru gemeni. Geminii văd că se gândesc la o persoană din trecutul lor, sunt nostalgici la o relație pe care au avut-o în tinerețe. S-ar putea câțiva dintre voi să fiți căsătoriți sau nu cu această persoană sau să trăiți deja cu această persoană. În prezent, el sau ea nu mai este așa cum era în trecut, în sensul că nu-și mai exprimă sentimentele de dragoste. Este o persoană destul de distantă, de rece. Vi se pare că este detașată emoțional de dumneavoastră în prezent. Iar voi vă doriți ca el sau ea să fie așa cum a fost în trecut, să fie aceeași persoană ca în trecut, aceeași persoană tandră, aceeași persoană romantică ca în trecut. Însă este destul de greu și de dificil pentru el sau ea să fie ceea ce a fost. Viața și experiențele au schimbat această persoană. Iar dumneavoastră, cărțile vă îndeamnă să stabiliți, bariere, să stabiliți limite, să nu mai permiteți tuturor să profite de dumneavoastră, de bunătatea dumneavoastră, de generozitatea dumneavoastră, de dragostea dumneavoastră, pentru că sunteți o persoană care poate oferi foarte mult, dragii mei gemeni. Sunteți o persoană extrem de tandră, de generoasă, de bună, iar cei din jur profită de această bunătate a dumneavoastră, profită de această dragoste. Universul vă îndeamnă să stabiliți aceste granițe. De ce? Pentru că vedeți dumneavoastră așa cum arată în această poză aceste mâini, sunt energiile acelor persoane care se hrănesc cu energia dumneavoastră și veți rămâne secat sau secată de energie. Nu cred că vă doriți acest lucru, nu cred că vă doriți să nu beneficiați de persoana optimistă, caldă, bună care ați fost înainte, să nu mai aveți energie și motivație pentru nimic. Pentru că pur și simplu aceste persoane se hrănesc cu această energie și vi se va crea o debalansare a acestor energii. Iar în acel moment vă veți întreba în această lună septembrie, oare Doamne, de ce mie nu-mi merg lucrurile bine? De ce pe mine mă doare capul? De ce pe mine mă dor picioarele? De ce am amețeli? Și așa mai departe. Deci ar trebui să fiți atenți și să nu mai permiteți nimănui să se hrănească cu bunătatea dumneavoastră. Când vorbesc de nimănui, vorbesc de prieteni, de colegi, de familie, de orice se află în anturajul dumneavoastră, copii și așa mai departe. Dumneavoastră ar trebui să creați limite, să creați limite în această privință, pentru că nu este ușor pentru că lor le este ușor să se hrănească cu această energie, cu optimismul dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră aceste mâini cum încearcă să cuprindă această să cuprindă o bucățică din energia voastră. Așteptați să comunicați. Să comunicați cu o persoană sau comunicați prin mesaje, texte, prin e-mail cu o persoană anume. Cu un bărbat sau o femeie brunețică cu ochii albaștri sau verzi, tenul deschis, dar părul negru. Sunteți observați, fie de către această persoană, fie dumneavoastră observați această persoană.
S-ar putea să fie o persoană aflată la distanță de dumneavoastră, o distanță fizică sau la o distanță emoțională de voi, în sensul că dumneavoastră nu vedeți această persoană zilnic, nu vă întâlniți zilnic, încercați să aflați foarte multe detalii despre el sau ea, unde este și ce face. Cărțile spun să fiți atenți la ceea ce face. Faceți prudență în ceea ce comunicați, fiți atenți la ce cuvinte utilizați pentru ca mai târziu să nu vi se întoarcă și să nu vă producă o oarecare tristețe. Deci fiți atenți la ceea ce comunicați în luna septembrie, dragii mei gemeni. Și cu cine, mai bine spus, comunicați. Fiți cu băgare de seamă pentru că există în energia partenerului sau partenerei o a treia persoană. Iar pentru mulți dintre voi văd că îi veți spune la revedere acestei persoane, pentru că veți afla. Veți afla că și-a bătut joc sau că a fost infidel, infidelă, că a existat trădare, că au existat secrete. Luna septembrie vă va dezvălui aceste lucruri, iar dumneavoastră vă veți putea elibera. Vă veți putea elibera de această povară, de această persoană toxică, de această persoană care este ca un vampir și se hrănește cu energia dumneavoastră. Vă veți elibera și îi veți comunica acest lucru prin scris, nu față în față, pentru foarte mulți dintre voi. Îi veți dori tot binele din lume, pentru că nu sunteți o persoană care să îi doriți răul, Doamne ferește, însă dumneavoastră vreți să vă căutați persoana stabilă, persoana sinceră, care se poate ajunge și poate atinge așteptările dumneavoastră. Nu mai doriți falsitate, doriți ca masca să cadă, ca acest adevăr să fie spus și luna septembrie vă va oferi această energie. Există foarte multă trădare, foarte multe secrete. În una din cazuri exact, există o persoană căsătorită, tocmai asta vreau să spun și această carte am tras-o. Există o căsătorie aici. Cineva în această afacere este căsătorit și mai are și copii mici sau va aștepta un copil mic, însă în foarte multe cazuri este deja căsătorit sau căsătorită și are copil sau copii. Ce se va întâmpla? Care este sfatul vostru? Dragii mei gemeni, cărțile vă încurajează să mergeți mai departe, să rămâneți această persoană tandră, să rămâneți persoana optimistă, pentru că cu siguranță va exista cineva care va intra în viața dumneavoastră și care vă va oferi dragostea și tandrețea necesară și pe care dumneavoastră, dragii mei gemeni, o căutați de foarte mult timp. Așadar, sunteți încurajați să vă ridicați, să învățați să mergeți din nou, în ghilimele, să învățați să iubiți din nou și să învățați să aveți încredere din nou în cei din jurul dumneavoastră, pentru că încrederea voastră a fost topită de experiențele negative pe care oamenii pe care i-ați întâlnit vi le-au oferit, să spun așa. V-au implicat în anumite situații în care poate dumneavoastră nu ați fi fost, nu ați fi dorit să fiți implicați și atunci v-ați retras, v-ați pierdut, v-ați dezechilibrat cu totul. Nu. Mergeți mai departe, ridicați-vă de aici, de jos, de unde sunteți, pentru că veți reuși. Veți reuși să găsiți persoana care vă va oferi ceea ce dumneavoastră
căutați, pentru că sunteți persoane care căutați să vi se întoarcă dragostea, căutați ca să existe un balans, un echilibru între ceea ce oferiți și ceea ce primiți, iar luna septembrie vă este benefică acestei separări, acestei, să spuneți persoanei respective la revedere, da? Să-i spuneți că nu veți mai accepta această problemă toxică. Sau câțiva dintre voi, dragii mei gemeni, s-ar putea chiar să fiți căsătoriți și să vreți să plecați cu copilul pe care îl aveți pentru că soțul vă înșală. Mai poate să însemne și acest lucru. Dumneavoastră adaptați, pentru că, bineînțeles, este o etalare generală care nu se poate potrivi tuturor. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și vă aștept cu drag la noi videoclipuri la fel de interesante. La revedere!